Domnul Șarlos și domnul, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Plus, o emisiune care își propune să trateze fotbalul juvenil, care iată revine în această seară în actualitate, alături de mine, avându-l ca invitat pe Emil Chemeleș, unul dintre cei mai importanți descoperitori de talente din județ, în condiție în care domnia sa este și referent zonal din partea Federației Române de fotbal. Emil Chemeleș, un nume care nu mai are nevoie de foarte multe prezentări, pentru că, după cum bine știți, s-a activat mai bine de două decenii în eșaloanele 1 și 2 la FC Baia Mare, antrenor din 2005, posesor al licenței A, activează la nivel echipelor de copii și juniori, de la 1 iunie 2017, referent zonal în cadrul Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal, observator de arbitri la nivelul diviziilor B și C, scouter în cadrul Federației Române de Fotbal pentru grupe de vârstă under 11, 12 și 13 ani. În momentul de față este și antrenor al clubului sportiv Academic Areci, al grupei de vârstă 8 și 13 ani, iar la nivelul Asociației Județene de Fotbal Maramureș deține funcția de președinte în Comisiei pentru Copii și Juniori, comisie din care mai fac parte Cristian Bogdan și Vlad Ungureanu, alți doi oameni veniți din lumea fotbalului, fiind de asemenea membru în Comisia de Disciplină, cea tehnică de antrenori, Comisia privind statutul jucătorului, în speță cea de omologare terenului. Iată așadar o succintă carte de vizită a invitatului meu, Emil Chemeleș, născut 18 aprilie 1971. Deci iată un om pe care ne mai putem baza cel puțin încă, spun eu, circa 20 de ani. Emil, bună seara și bine ai revenit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Iată și la această vârstă ești foarte, foarte ocupat și voi începe mai întâi de toate cu ultimul curs la care ai participat sau seminar, acela de scouter, susținut la Casa Fotbalului în aceste zile. Da, am participat la un curs de perfecționare. Federația Română de Fotbal a organizat acest curs de perfecționare pentru, în mod special pentru referenții zonali. Este o nouă meserie care la noi acum intră ușor, ușor pe piață, deși la echipele mari deja de foarte mulți ani se bazează foarte mult pe scouteri. Sunt echipe care au peste 100 de scouteri în toată lumea. Și este, ia bine, acest termen vine din engleză și practic înseamnă căutător de talente. Asta este principala preocupare acum. Eu așa văd viitorul fotbalului românesc. Viitorul fotbalului românesc înseamnă să punem foarte mare accent pe copii, ceea ce vin din urmă. Să-i creștem, să-i educăm, să-i aruncăm cu mult mai mult curaj în Liga 2, Liga 3, Liga 1. În primul rând să le oferim șansa de a juca, pentru că și aici putem dezvolta o discuție, jucătorul străin versus jucătorul tânăr. Da. Cei străini sunt practic mercenari, poate unii au calități în plus, dar pe sistemul de mercenar, dacă îl plătești, stă. În momentul când nu mai e plătit sau nu îi mai convin anumite poate este una dintre, eu zic că este una dintre problemele majore a fotbalului românesc. Foarte mulți jucători străini care poate un pic momentan peste valoric peste jucătorii români, dar prea mult accent punem pe jucătorii străini. Foarte mare accent și nu e ok. Încet, încet, această meserie de scouting sau de scouter este dezvoltată și în România. Dacă nu greșesc, unul dintre scouterii de succes sau care începe să aibă succes este Marin Nicolae, care monitorizează Naționale de Tineret, tocmai pentru a crea poate acea simbioză între trecerea de la o categorie de vârstă la alta, under 16, 17, 18 și așa mai departe. Da, este o meserie mai nou și este o meserie foarte importantă. Deci, de ceea ce fișa care o faci tu la un anumit jucător și o preia un antrenor de la lotul național, chiar trebuie să evidențiezi anumite calități al acestui jucător. Bineînțeles, trebuie să-l vezi în mai multe jocuri. Englezii, unde este și patria fotbalului, au circa 160.000 de jucători cu fișe online. Deci, atât la nivelul fotbalului britanic. Da, au progresat enorm. Există anumită tipologie ale fotbalistului pe care voi îl urmăriți și îl căutați, pornind de la calitățile lui sportive, comportamentale?
Păi fiecare grupă de vârstă are o anumită tipologie, deci nu poți să zici că este un șablon. Deci mergi pe, la 11 ani, vezi anumite calități, la 13 ani vezi cu totul și cu totul alte calități, iar deja la 15 ani, deja jucătorul trebuie să îndeplinească anumite calități care să îl propulseze la nivel de senior. Toată această muncă se concretizează la un moment dat cu selecții. La nivel de, la un moment dat conduceai și tu un lot județean, un, așa zisă, națională, regională. Da, la nivel de fiecare județ, chiar și la județul Maramureș, avem selecționate la grupele de vârstă Under 11, Under 12 și Under 13. Deci avem antrenori numiți care se ocupă de această selecție. Eu doar supervizez această activitate. Ai avut acest privilegiu de a fi prezentă la acest seminar găzduit la Casa Fotbalului, susținut de oameni importanți din fotbalul european. Da, eu zic că e un pas foarte important în cariera mea, fiindcă e un lucru care îmi place să fac, să caut, să descoper, să fiu în relație cu antrenorii din județ, antrenorii care îmi comunică anumite date despre anumiti jucători, ies în teritoriu să-i văd, mă duc la meciuri de Under 14 Elite, la meciuri de Liga 3, unde văd iarăși anumiti jucători chiar cu reale calități. Cei doi oameni importanți alături de Gabriel Glăvan și Mihai Georgescu, lectorii acestor seminarii, au fost prezenți un norvegian de la Federația Norvegiană de Fotbal, Thomas Broch, și Max Legat, un scout de la FC Basel și Bayern München. Da, au cu totul și cu totul altă mentalitate în ceea ce privește meseria de scoutare. Deci lucrează atât de organizat și din 100 de fișe, cred că 80 se duc chiar la țintă. Deci, iată, nume extrem de importante. Ne-am mai avut în trecut un alt privilegiu, acela de a participa la seminarii, unde au fost prezentate tehnici ale unor celebri foști antrenori, precum Sir Alex Ferguson, Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann. Da, de la fiecare înveți ceva, deci la fiecare simpozion, la fiecare asemenea activitate, tot timpul rămâi cu ceva și mai ales de la foști antrenori celebri, fiecare au lucrat într-o proprie manieră și vedeți că toți au avut rezultate. Personal, care din modelele de fotbal european sunt apropiate ca... Momentan eu m-aș duce pe Ancelotti. Deci e un tip atât de pragmatic, un tip pe care îl iubește toată lumea, un tip care efectiv jucătorii se subordonează ceea ce cu ideile cu care vine el. Deci Ancelotti cred că este antrenorul momentului și cu rezultate excepționale. Să spunem că la acel seminar la care ți-au fost prezentate tehnici ale foștilor fotbaliști, ai fost prezent cu Cristi Bogdan. Deci atât încet, încet, generația voastră s-a focusat pe partea managerială, pe partea de scouting. Bogdan a lipsit, adică n-a fost prezent acum. E o informație cam eronată. Seamănă un coleg al meu cu el, dar nu, n-a fost el prezent. În momentul de față și o să-i rog încet, încet pe colegii din regie să pregătească și un interviu care vine oarecum să completeze întrebarea mea. Faptul că ar putea reprezenta o provocare implicarea ta în fotbalul feminin, iată, fotbalul feminin devine din ce în ce mai vizibil, s-a înființat chiar și o gheată de aur pentru balonul de aur. Fotbalul feminin a luat o amploare fantastică. Vă dați seama, dacă acum 5 ani am avut în jur de 300 de practicante de fotbal, acum avem peste 100.000. Deci la toate grupele de vârstă, obligativitatea echipelor de prima ligă să aibă echipe de fotbal feminin. Deci e o evoluție fantastică, nu numai la noi în fotbalul românesc. Barcelona, echipa de fotbal feminin a Barcelonei joacă în fața 80.000 de spectatori. Ai răspunde unei astfel de provocări?
Și aici vorbim de, în mare parte, de cele două cluburi din județ, ACS Venus Maramureș. Deci chiar ar fi o provocare, n-am mai lucrat, dar chiar ar fi o provocare în meseria mea de antrenor. Pentru că și acolo avem oameni în valoare și unul dintre ei pe care eu îl consider și respect este profesorul David Aromir. Da, indiscutabil. El este unul dintre antrenorii care lucrează la nivel de fotbal feminin. Ați văzut ce rezultate are la școlare, la competițiile școlare. E un om care vine din urmă. Practic, UNSS-urile sunt ținute... Numai de el. Absolut, absolut. E un om devotat, implicat. Și este omul care a dat spre prima echipă, și aici mă refer la CS Fotbal Feminin, câteva nume. Și care... Însă mai este un alt nume și după aceea vom difuza acel interviu. Și eu voi numea, aș fi anunțat de parte de trunchi, Norbert Kemeneș. Da, a descoperit o fată care a ajuns la Național la 15 ani, Andreea Cândea. Da, Andreea, am lucrat și eu cu ea, adică eram acolo lângă ea și chiar într-adevăr are în ultimii 2 ani a avut o explozie. Asta pe munca ei, pe calitățile ei. Într-adevăr, trebuie îndrepta pașii așa mai, trebuie un pic să fim foarte atenți, fiindcă cu fetele cu totul și cu totul altcumva se lucrează, dar este un jucător de foarte mare perspectivă. Sunt mai capricioase? Mai ambițioase. Mai ambițioase? Mult mai ambițioase și mult mai atente. Deci chiar ar fi o provocare pentru mine să lucrez la nivel de fotbal feminin. Nu știu. Practic, acest lucru ți-ar completa CV-ul. Ar fi... Care nu prea mai are unde să aibă loc ajustări, dar să încercăm. Așa cum vă promiteam, domnule domnișoar și domnul, un prim interviu cu directorul sportiv de la CS Venus Maramureș, Călin Boloș, pentru că încet, încet ne apropiem de reluarea campionatului și în fotbalul feminin și de ce nu, haideți să aruncăm o privire și spre acest fenomen. Călin Boloș, în calitate de director sportiv al ACS Venus Maramureș, o să te rog să-mi dai câteva detalii în condiții în care peste doar câteva zile veți reveni pe gazon în competițiile oficiale, dacă nu greșesc, undeva la începutul lunii martie. Bună ziua! Da, în data de 3 martie începem campionatul la seniore, cu o deplasare la Arad, cu UTA Arad. Iar în 10 martie avem primul meci acasă cu Academia Florești. În această iarnă, clubul nostru s-a întărit cu 4 transferuri noi, de la Gloria Bistrița, de la echipa de Liga 1 de fotbal feminin, iar și un transfer de la campioana României de fotbal feminin, Olimpia Cluj. Ne pregătim intens pentru că ne dorim să promovăm în Liga 2, iar din vară o să mai aducem 2 transferuri, 2 fete de la un club care sunt în ultimele 6 luni de contract și au semnat cu noi, în persoana lui Marița Georgiana și Diana Butuza. Ultima. Până se vor remedia problemele privind sonorul invitatul cu interviul de acest prim interviu, o să-l întreb pe Emil, așadar implicat la nivelul fotbalului juvenil. Pentru că tot vorbeam de sportivul străin, crescă copiii din zona, mă raportez sigur la zona Maramureș, își pot face loc pe primele scene ale fotbalului românesc, divizia A, divizia B, în condițiile în care și tu ai cel puțin 2 produse care joacă la nivelul primei divizii. Da, ăsta este și scopul muncii noastre, să dăm jucători la nivel de prima ligă. Asta e visul fiecărui antrenor, ca elevii lui să ajungă acolo, să joace la nivel de Liga 1. E foarte greu, trebuie avut foarte multă răbdare. Vedeți, aici la noi, în zona noastră, întotdeauna s-a pus poate mult prea mare accent pe atingerea obiectivului și atunci, în momentul când ai un obiectiv, ca și cum are acum Baia Mare,
salvarea de la retrogradare, e mult mai greu să crești copii, mult mai greu și pe undeva și înțeleg pe antrenori. Dar trebuie avut curajul de a-i arunca în luptă. Cu riscul de a sacrifica un an, doi. Exact, trebuie. Pentru că în momentul de față și la Baia Mare putem spune prin aducerea unor jucători cu CV-uri importante, practic se vorbește de un moment critic, de o salvare, de o stare de criză și atunci acționezi ca atare. Aduci jucători care să te salveze acum. Da, momentan ce se întâmplă la Minaur, adică pentru un iubitor al fotbalului, pe mine chiar mă doare. Acum, important și prioritatea numărul unu a tuturor iubitorilor de fotbal din Baia Mare este ca această echipă să se salveze. În momentul în care această echipă, și sunt ferm convins că echipa se va salva, o să vedeți că din vară se va pune bazele cu totul și cu totul altei. Poți să revii la o reconstrucție. Eu zic că da. Cu un pic de răbdare, adică te salvezi de la retrogradare, nu trebuie anul viitor să-ți pui obiectiv promovarea, fiindcă n-ai cum să promovezi. În decurs de 2-3 ani, vedeți că s-a construit și această frumoasă bază sportivă de la Liceu 2, terenul sintetic. Deci, cu un pic de răbdare, putem crește copii. Pentru că aceasta pare a fi o meteahnă balcanică, obținerea performanțelor astăzi, dacă se poate, dacă nu cel mult mâine. Neavând nimeni răbdare. Și același lucru cred că se întâmplă în multe zone ale acestei țări, în fotbalul din România. Și indiferent că vorbim de Moldova, de Oltenia, de Regat. Din păcate nimeni nu are răbdare. Suntem pe locul întâi detașat la schimbat de antrenori. Nu poți. La un antrenor îi trebuie o anumită perioadă ca să crească copiii. Dacă colegii sunt pregătiți să difuzăm acest interviu, vă reamintesc că Călin Boloș, director tehnic la ACS Venus Maramureș. Călin Boloș, în calitate de director sportiv al ACS Venus Maramureș, o să te rog să îmi dai câteva detalii în condiții în care peste doar câteva zile veți reveni pe gazon în competițiile oficiale, dacă nu greșesc, undeva la începutul lunii martie. Bună ziua! Da, în data de 3 martie începem campionatul la seniore, cu o deplasare la Arad, cu UTA Arad. Iar în 10 martie avem primul meci acasă cu Academia Florești. În această iarnă, clubul nostru s-a întărit cu 4 transferuri noi, de la Gloria Bistrița, de la echipa de Liga 1 de fotbal feminin, iar și un transfer de la campioana României de fotbal feminin, Olimpia Cluj. Ne pregătim intens pentru că ne dorim să promovăm în Liga 2, iar din vară o să mai aducem două transferuri, două fete de la un club care sunt în ultimele 6 luni de contract și au semnat cu noi, în persoana lui Marița Georgiana și Diana Butuza, ultima fiind crescută și pregătită la clubul ACS Venus Maramureș, care dorește să se întoarcă și să ajute echipa de suflet să promovăm în Liga 2. Ăsta ne este obiectivul. Știu că va fi greu, pentru că întotdeauna problema sunt banii, pentru că sunt puțini alocați sportului, dar o să ne descurcăm și o să răzbatem cu ajutorul fetelor, cu ajutorul părinților, cu ajutorul autorităților și sponsorilor, care sperăm să ne sprijine, să ne ducem obiectivul la bun sfârșit. Devine tot mai evident că acest obiectiv poate fi realizat în condițiile în care, iată, transferurile și viitoarele transferuri deja parafate sunt cu jucătoare venite din Liga 1. Pornim chiar cu un mai vechi transfer, cel al Vanesei. Da, Vanessa, fiind și președintele clubului, a ales să renunțe la un contract de la o echipă de Liga 1 de la Gloria Bistrița și să se întoarcă la echipa de suflet, să o ajute
și să ajungem în următorii ani, ne punem un obiectiv, în următorii 3-4 ani să ajungem în primul eșalon și în elita fotbalului feminin național. Asta ne dorim, pentru că în ultima perioadă clubul Venus fiind reafiliat doar anul trecut în vară și semnând un parteneriat cu CFR Cluj, avem deja un număr de peste 130 de jucători legitimate la toate grupele de vârstă. Și ne bucurăm că au venit alături de noi antrenori și oameni cu perspectivă, oameni demni care se implică și fac acest lucru din pasiune. Vreau să le mulțumesc și părinților acestor copii minunați care au fost tot timpul alături de noi. Le mulțumesc din suflet că fără sprijinul lor nu puteam așa de bine să ne descurcăm, să ajungem aici, în condițiile în care anul trecut am avut un buget minimal, dar ne-am descurcat, încheiind anul fără datorii la club și ne bucurăm atât de mult că atâta lume dorește să vină lângă noi și să se înscrie în acest club, aceste fete minunate, acești părinți minunați și nu știu ce să spun. Ne bucurăm foarte mult că am crescut foarte mult în aceste 8 luni de zile, că nu pot să zic mai mult, cât alții în 8 ani. Lucrând intens la dezvoltarea acestei piramide cu atâtea grupe de copii și cu selecții făcute la nivelul juniorilor, încet, încet vă puteți gândi și la dezvoltarea unei academii pe modelul celor de la Universitatea Cluj sau chiar Timișoara. Acum, în condițiile astea, ar trebui să ne mai înscriem doar o grupă de under 17, să o înscriem în campionat, dacă o să ne permită bugetul, și atunci clasificarea noastră, fiind și în parteneriat cu CFR 1907 Cluj, o să fim clasați din vară la... O să fim clasați ca și Academie de Fotbal Feminin. Este foarte, foarte important ca factorii decizionali la nivel de județ și cei locali să se implice în dezvoltarea fotbalului feminin, pentru că a rămas destule puține echipe în arealul maramureșan, iar la voi activitatea este una intensă. La noi este una intensă, avem tot timpul cereri, vin tot timpul fete la selecție și tot mai multe fete și sportive vreau să se integreze în acest sport care deja devine deja cu sprijinul presei și cu sprijinul televiziunilor și de stat și locale devine tot mai vizibil pentru lume, pentru că fotbalul feminin este un sport care este în continuă creștere și văzând marile cluburi din Europa sau de peste ocean din America, deja umple stadioane. Și noi sperăm ca acest lucru să se întâmple și la noi în cel mai scurt timp, să avem susținere, să avem suporteri care să vină să ne încurajeze, că până la urmă fotbalul este sportul rege. Și de ce să nu practice și fetele care din ce în ce mai multe își doresc să practice acest sport pentru că este un joc frumos, un joc de echipă și le ajută ca să se formeze inclusiv în viața privată, ca să se formeze ca și echipă, să învețe să piardă și să câștige, să se bucure de orice, pentru că până la urmă ăsta este sportul. Căline, îți mulțumesc și îți doresc mult succes și de ce nu baftă acum la reluarea campionatului. Vă mulțumesc din suflet și Doamne ajută! Sper să ne atingem obiectivul și să ne vedem din toamnă în Liga 2.